Marina Rusă a primit cel mai mare submarin, are peste 180 de metri lungime și este dotat cu torpile nucleare Poseidon. Conform unei analize CNN, noul submarin dă startul unui nou război rece în oceanele lumii. Nava este și o platformă pentru colectarea informațiilor, fiind dotată cu o serie de submarine mai mici, dar și cu echipamente speciale pentru tăierea sau conectarea la cablurile submarine de transfer de date. Vine cu mai multe informații despre acest subiect Florin Jipa, editor la Monitorul Apărării și Securității. Bună, Florin, cât de mare este submarinul Belgorod și care sunt principalele caracteristici? Bună, submarinul K-329 Belgorod este un design modificat al altui submarin rus destul de mare din clasa Oscar II, care are ca principală destinație purtarea rachetelor balistice. Acesta a trebuit să fie modificat, să ajungă la 184 de metri, deoarece transportă între 6 și 8 torpile Poseidon cu capacitate nucleară, exact cum spuneai și tu mai devreme. Are un deplasament de 24.000 de tone scufundat, poate atinge o viteză de 60 de km la oră, poate ajunge în orice colț al lumii, însă este condiționat doar de oamenii care sunt la bord la 120 de zile scufundat și se vrea primul dintr-o serie de 4 de astfel supernave construite de Rusia. Ce sunt torpilele nucleare Poseidon dezvoltate de Rusia? Aceste torpile e ceva ce lumea n-a îndrăznit să facă. Nu că n-ar fi avut capacitatea tehnică, dar nu a îndrăznit, deoarece o astfel de torpilă poate merge pe fundul mării și poate ataca în orice colț al lumii, ceea ce înseamnă că este un mare pericol. Deja Marina Britanică a fost prima țară care a anunțat că va dezvolta nave de cercetare pentru a urmări aceste submarine și tocmai în această cauză CNN-ul a citat oficial din armata americană care a spus că astfel de nave vor declanșa un nou război rece în oceanele lumii, deoarece navele NATO vor fi nevoite să urmărească aceste submarine, exact cum era în perioada războiului rece, pentru a vedea în ce zone sunt și a le ataca cu submarine de atac în cazul unui conflict. Și care este răspunsul Statelor Unite la această armă, Florin? SUA dezvoltă un nou tip de submarin purtător de rachete balistice, USS District of Columbia, care va fi dotat cu 12 rachete Trident. De altfel, acest program va cuprinde 70% din arsenalul nuclear american, fiind vorba de 12 submarine. Și Franța și Marea Britanie își schimbă în următorul deceniu submarinele purtătoare de rachete balistice, tocmai pentru a face față noilor provocări. Însă aici aș vrea să mai fac o paranteză vis-a-vis de această torpilă Poseidon, și anume faptul că Putin s-a lăudat cu foarte multe arme, de la rachetele balistice, la avioanele din generația 557 și tancul T-90 Armata, dar dacă ne uităm la războiul din Ucraina, nu vedem avioane Su-57 care ar trebui să fie acolo, deoarece au amprentă radar redusă, nu vedem, deoarece armata rusă are doar două în dotare, nu vedem tancuri T-90 Armata, deoarece armata rusă are doar 20 și le păstrează pentru paradă, și am văzut doar două atacuri cu rachete hipersonice din cele peste 3.000 de rachete lansate de Rusia, deoarece aceste rachete sunt exagerat de scumpe la efectul pe care îl realizează, la fel ca o rachetă de croazieră. Ce vreau să spun aici este că Putin se laudă cu arme de ultimă generație. Dacă îmi vine vorba de război, vedem că aceste arme sunt destul de greu de pus în practică, iar de altfel cu această torpilă Poseidon, Rusia a avut și mari probleme urmă cu 2 ani, când în nordul țării a avut un accident care a dus la moartea unor cercetători și la creșterea radiațiilor în tot nordul Europei. Deci mai e ceva până astfel de arme vor fi pe acest mega submarin. Florin, îți mulțumesc mult pentru informații.